Ce zi minunată în care o să intru în această casă suspectă! Ha, mă întreb oare cine locuiește ai... Andrei! Ok, Andrei, nu mă așteptam să te găsesc chiar pe tine aici. Ia o bucată de pizza. Dacă ai tupeu, bă, sincer, de ce mă întrebe asta? Adică de ce mă obliz să iau o bucată de pizza? Nu mi-e foame! E cea mai bună pizza pentru că e făcută aici. Andrei, e o pizza de pe jos. Adică, de ce aș avea încredere să mănânc pizza de pe jos, efectiv? Eu nu mănânc așa ceva. Bine, mă, hai, lasă-mă. Ok, și acum se joace efectiv pe calculator. Mă, dar ce casă e asta, fraților? Uitați-vă și voi. What? Uite, aici e și capul lui. Băi, fraților, sincer să fiu, Andrei 2010 are o casă destul de frumoasă. Adică nu e cea mai frumoasă casă, dar e drăguță. Bă, Andrei! Ce? Bă, fii atent! Ce tot vrei, mă? Andrei, mie îmi place foarte mult casa ta. Ce, mă? Da, exact, și fii atent, îmi place atât de mult casa ta. Dacă tot îți place așa mult, hai să-ți prezint eu. Ok, stai, nu mă știu la asta. What the, face turul casei acum? Wow, asta e bucătăria. Ok, nu e așa mare, dar e destul de interesantă. Te rog, ai grijă pe unde mergi. E super, ai și cărți aici. Asta e bucătăria. Și aici e camera mea. Ok, băi, interesantă cameră. Cam mică, sincer să fiu. Tu ești mic, mă. Ba nu, eu sunt mare, nu sunt mic. What? Ce, mă? Acum chiar sunt mic. Ba, what? Hai, mă, frate, ha-ha. Ba, nu mai râde, cât de mic ești, mă. Ba, tu nu mai râde de mine. Băi, alo. Cine ți-a dat voie să râzi de mine? Ești cât o insectă? Pleacă-mă de aici, că tu ești o insectă. Doamne, frate, ha-ha, ai grijă. Ai grijă tu, mă, să nu te calc. Ia, uite, mă, bă, firai tu să fii. Ok, Bebe Silent, ce altceva mai vrei să știi despre casa mea? Băi, dacă o dată mai spui Bebe Silent, băi, dacă o singură dată mai spui Bebe Silent, ok, bine, da, după cum spuneam, băi, îmi place foarte mult casa ta, Andrei. Nu voiam neapărat să-mi faci turul casei, pentru că voiam să zic altceva, dar mersi că totuși mi l-ai făcut, ce? Păi ascultă, ce vrei să-mi zici? Păi zic acum. Andrei, vreau să mă mut cu tine și să trăiesc și eu în casa asta. Da? Da! Păi stai să mă gândesc 3 secunde. Ok, mamă, sper să spună da. 1, 2, 3. A? Ce zici? A? Răspunsul e... Nu. Ce, mă? Poți să pleci? Da, Andrei. Hai, mă, Andrei. Olo. Ieși acum. Bine, gata, boss, gata, mi-și gata. Bine, pa. Hai, mă, fraților, vreau să stau și eu în casa asta, că îmi place destul de mult și Andrei efectiv nu mă primește. Adică m-a distrus, efectiv. Deci gata, o să trăiesc pe străzi, o să trăiesc cu Albina asta, o să fie singura mea prietenă, nu o să mai am prieteni. Efectiv, Andrei m-a refuzat și nu mă primește la el în casă. Dar poate mă mai primește în vizită. Mamă, băi, câte... mamă, câte nașpa dorm pe jos. Băi, fraților, cred că o să mă duc la Andrei în vizită, dar nu pot să mă duc cu mâna goală, așa că o să-i-l aduc pe Teddy. 100% o să fie super fericit când o să-l vadă pe pufosul ăsta mic și drăguț. Adică doar uitați-vă la el, nu ai cum. Uitați-vă la nasul lui la urma urmei. Așa că o să mă duc la Andrei în vizită și o să-i dau cadou acest ursuleț și 100% o să fim cei mai buni prieteni pe viață. Mă, ce? Nu intra aici dacă ești ai silent? Mă, interzis ai silent? Dacă ești ai silent, pleacă urgent, pa? Ai silent nu are voie aici? Interzis ai silent și asta e fața mea? Mă, ce? Da, eu v-am doar să... Hai, mă, știi ceva? O să-i las pe Teddy acolo, dacă vrea să-l ia bine. Bă, frate, nu pot să cred că Andrei mă urăște sau ceva. Ha-ha, ce-a încercat fraierul să intre. El nu știe că-l văd pe camere. Ce, mă, frate, mă vede și pe camere? Ha-ha, haide, mă. Dar nu-i corect. O luăm, vine să mă răzbun. Și știi ceva? Cred că știu cum să locuiesc în casa lui Andrei 2010.
fără permisiunea lui Andrei 2010. Așa că o să pun la bătaie un super plan și nu cred că sunt destul de evident cu baza asta aici, adică am făcut un dita mai turn în fața casei, 100% nu o să mă vadă sau ceva. În momentul de față am acces la camerele din casa lui și uitați-vă acolo cum se joacă pe calculator. Iar aposta mai silent, ia să-i dau dislike la toate clipurile. Hai mă. Și oameni buni, dați un mare like dacă vreți să vă spun care e planul și dacă vreți să-l punem în aplicare, pentru că vreau să fac o bază secretă sub casa lui Andrei. Sau poate chiar în casă. Da, ați auzit foarte bine. Mă voi strecura în casa lui Andrei 2010 ca bebe. Și desigur trebuie să mă și fac bebe. Boom! Iar acum voi încerca să merg ușor, ușor până la intrare. Ah, oh my god, Tedinca e acolo. Hai să-l iau totuși că n-aș vrea să rămân aici în frig. Ok, bun, perfect, l-am luat. Și trebuie cumva să intru, dar nu pot să ajung la scară. Nu pot să urc pentru că sunt prea mic. Așa că îl voi aștepta pe Andrei să iasă din casă. Ok, uitați-l, yes, a ieșit, perfect. Uitați-vă acolo, uite, mă vedeți, sunt acolo mic. Ah, ce zi minunată în care nu-l mai văd pe Ice Silent. În sfârșit. Ce mă? Mamă, firar el să fie. Haide mă, pleacă. Da, mă duc să-mi iau pizza. Perfect, perfect, perfect. Și uitați-vă acolo, Andrei a plecat, oameni buni, uitați-vă. Pa. Iar acum nu numai că ajutor, crocodilul. Aolo! Ok, da, mă rog. Nu numai că o să pot să mă desfășor în liniște, dar o să pun blocuri micuțe pe care o să mă urc, oameni buni, ca să ajung până la scară. Ok, uitați-vă la asta. Mamă, cât de tare! Și gata, oameni buni, oficial m-am infiltrat în casa lui Andrei și acum trebuie să găsesc un loc unde să-mi fac o bază secretă. Cred că chiar acest colț. Mamă, uite-te unde pot să mă bag. Nimeni nu mă vede aici. Dacă mă joc de avanțe ascunsele, cred că o să câștig instant sau ceva. Nu-i așa, moșu? Mă, de unde a apărut Moș Crăciun? Oameni buni, Moș Crăciun mi-a spus că n-ar fi o idee bună să mă ascund aici. Așadar, oameni buni, o să încep să stap prin aceste blocuri, bloculețe micuțe și drăguțe. Adică nu știu dacă vă dați seama ce se întâmplă aici, dar eu efectiv sap blocuri mici în blocuri mari. Adică e o nebunie completă ce se întâmplă aici. Practic o să sap blocuri mici ca să pot să fac aici un spațiu unde să-mi fac o căsuță mică, 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 rău de tot, o bază mai exact, pe care nu o să o vadă. Lăsați-mă doar să vă explic. Perfect! Iar acum, oameni buni, o să încep să construiesc o mini căsuță în toată chestia asta. Adică efectiv o căsuță atât de mică încât nici n-ai cum să o vezi. Practic o să încep să o construiesc aici. Uitați-vă și voi. Practic în momentul de față eu sunt sub camera lui. Mă rog, aici e setup-ul lui, dar în teorie sunt sub camera lui, pentru că dacă mergem sus avem bucătăria, după care și mai sus avem camera unde el doarme. Iar eu m-am decis să fac baza efectiv aici. Acum nu știu dacă am făcut o decizie bună, nu știu dacă am luat decizia cea mai corectă, nu știu dacă o să mă prindă, pentru că dacă o să mă prindă, e bine, o să fie destul le nașpa, dar uitați-vă și voi efectiv cum construiesc cu bloculețe micuțe și treaba asta o să devină mult prea interesantă, credeți-mă. Și oameni buni, în premieră vă prezint casa mea secretă. Uitați-vă și voi, oameni buni, după cum puteți observa, aceasta este casa pe care am construit-o pe acest bloc. Uitați-vă, sunt aici atât de mic în momentul ăsta. Și hai să vă prezint casa, putem chiar să intrăm în ea, după cum puteți observa. Da, ați auzit bine, putem intra în ea. Și este o casă atât de mică. Dacă vă întrebați cam cât de mică e, bine, cam atât de mică. Adică să spunem că Andrei ajunge cam până la nivelul ăsta. Într-adevăr, o vezi. Da, să fii serios, și Andrei 2010, adică probabil o să creadă că a cumpărat-o, e o jucărie, e un bibelou și a uitat de ea. Să nu credeți că treaba se termină aici, pentru că o să pun și niște sticlă ca să-l spionez pe Andrei în perfecțiunea mea maximă. Adică să văd exact ce face el și ce vorbește despre mine. Adică practic sunt direct spion. Și dacă tot, de ce să nu-mi fac și eu un setup cu calculator de gaming? Ia uite mă, doar Andrei să aibă. Păi am și eu unul mai mic. Mă rog, al meu e ceva cam prea
mic în comparație cu el. Adică uitați-vă cât e al meu și cât e al lui. Da, mă rog. A pus și o poză cu mine pe perete. Păi uite, bă, ce, doar Andrei să aibă poze cu el prin casă? Și nu, știi ceva? Na, na, că mi-am pus și mărci. Păi eu sunt mai șmecher decât Andrei. Am pus și niște camere de supraveghere. Păi desigur că da. Păi uite, doar el să aibă. Ce vorbești, mă? Uite, o iau așa frumos pe aici, foarte frumos. Unde să mai punem? Uite, punem și aici în fața cășii, cum s-ar spune. Uite, punem așa. Gata, tată, păi altceva. Oh my god, fraților, uitați-l vine. Hai de capul meu. Ok, mamă, sper să nu mă vadă. Ia să vedem ea aia. Ok. S-a pus direct la calculator. Bă, ești de bun, deci direct, omul meu. Deci, n-a avut nicio treabă, omul meu s-a pus direct. Pua, de-abia așteptam să mă joc. Haide, capul meu. Băi, nu știu, mi se pare atât de ciudat că știu că eu sunt ascuns aici și el nu știe. Ok, bun, păi ia, fiți atenți, hai să facem altceva. Aolo, da, parcă am nevoie la toaletă. Hai de capul meu. Bă, nu te uita aici, nu te uita. Nu, mamă, da, normal, frate, că, bă, nici nu poate să mă vadă. Ok, s-a dus sus și eu în timpul ăsta aș putea, cred că, să fac un grătar, gen lejer rău de tot, adică n-am nicio treabă. Mamă, dar ce mizerie pe aici. Ai de capul meu, bă, ce caută ăsta aici? Aolo! Mamă, să nu se întoarcă. Cred că e timpul de o curățenie generală. Ai de capul meu, nu! Nu curățenie generală! Oameni buni, dacă faci curățenie generală, o să mă curețe și pe mine, cred. Mamă, doar să nu se întoarcă spre mine. Ai de capul meu, ai de capul meu. Bă. What? Bă! Mamă, hai că nu mă vede. N-are cum să mă vadă, mamă, uite cât de mare e. Ce căsuță mișto. Hai de capul meu, stai. Nici nu mai știu când am cumpărat-o. E un bibelou. Ce, mă bucur că am cumpărat-o, arată foarte bine. V-am zis eu, omul crede că a cumpărat-o el. Bă, e clasic Andrei 2010, adică omul n-are mult IQ. Bă, da, haide, mă, pleacă o dată de aici. Te parcă aș vrea să o mut la mine în cameră. Ce, bă? Ok, gata, știu ce fac. Repede, bam! Ok, gata, acum nu mai există nicio casă. Mă, ce? Și fiți atenți acum, oameni buni. 3, 2, 1, bam! A apărut din nou. Ia, cred că am spart-o. Aba, nu. Ce drăguță e, săracu. Mamă, dar cum ar fi să-mi fac o bază secretă, oameni buni, sub scaunul lui Andrei 2010? Asta ar fi prea de tot. Gen, asta deja ar fi culmea. Sau sub masă, habar n-am. Deci uite-ți și voi, doamne, e pus atât de mic. Gen, uite-te și tu. Mă, ce gânda cu ăsta pe jos? Hai de capul meu, am încrucat-o, oameni buni, am încrucat-o. Bă, cred că trebuie să-l arunc. Bă, hai de capul meu. Nu. Mamă, am încrucat-o, oameni buni. Am încrucat-o, crede că sunt gândac. Gata, cred că am scăpat. Unde e, mă, gânda cu ăsta? Mamă, yes! Oare e sus? Mamă, perfect, bun. Și acum e oportunitatea mea perfectă, oameni buni, să văd dacă putem face ceva aici. Fraților, în loc de scaunul lui Andrei, am înlocuit scaunul efectiv cu un copac. Uitați-vă la asta. Cred că efectiv o să nebunească când o să vadă un copac în loc de scaunul lui. Ok, aia. Oh my god, bine. Hai de capul meu, trebuie să mă ascund. Stai că mă ascund aici după copac ca să mă vadă. Ia să vedem. Mă, ce? Ce-i asta? Unde mi-e scaunul meu? Doamne, 100% o să creadă că... Doamne. Nici nu vreau să știu ce-i în capul lui în momentul ăsta. Cum a crescut un copac în casă? Doamne, cred că Andrei efectiv o să vândă casa asta după toate experiențele astea. Dar merită trollul ăsta. Deci, vă rog frumos, chiar merită. Hai de capul meu, cred că e de la pizza aia vegană. Știam eu că e toxică. Mă rog. Mă, ce? What? Omul meu efectiv s-a urcat pe copac și se joacă pe calculator? Da, cred că totuși nu așa voiam să fie prank-ul ăsta. Da, dacă Andrei tot e așa nepăsător, oameni buni, eu am început să-mi construiesc propriul meu imperiu. Acesta este o macara, efectiv, pentru că o să începem aici să construim niște blocuri, niște clădiri super importante. O să facem aici un super oraș, pentru că la urma urmei... Efectiv, vreau ca toată podeaua lui Andrei să fie orașul meu, cu această minunată casă. Gata!
Oameni buni, acesta este orașul. Aici e sigur că avem un generator de cobblestone și de apă, pentru că, na, trebuie să și trăim cumva, că, na, eu nu pot să merg la minat pentru că sunt prea mic. Aici avem casa cu vedere la această minunată priveliște. Totul super frumos, mă rog, trebuie să o mobilăm. Aici a doua casă. Dacă sunteți interesați să cumpărați, sunați-mă la 0711. Glumesc, acela nu este numărul meu. Aici avem o sabie, este o statuie super șmecheră. Aici încă un copac și Andrei încă se joacă pe calculator, între timp ce eu efectiv am făcut un oraș întreg. Sunt foarte curios. O să aștept să se întoarcă, să vedem ce reacție o să aibă. Ia să vedem. Ia că se întoarce. Ia, hai să vedem. Doamne. Ia că nu înțelege efectiv ce se întâmplă. Deci n-are nici cea mai mică idee. Ce s-a întâmplat? M-am jucat 5 minute și furnicile și-au făcut oraș la mine în casa. Cum e posibil? Ce asta, mă? Generator? Ce furnici harnice? Mamă, casa furnicii. Să nu se supere pe mine. Mă, ce mi-a distrus casa, bă? Grijă la ce face ăsta. Da, totuși nu-mi convine să am așa ceva în casă. Bă, mă, ce face asta? Nu! Nu, construcțiile mele! Oh my god, nu! Îmi distruge tot. Nu așa trebuie să fie prank-ul ăsta. Oh my god, trebuie să se enerveze, nu să-mi distrugă tot. Mamă, ce să fac să-l opresc? Vrăjitorule, te rog frumos, am nevoie de ajutorul tău. Cum îl fac, Andrei, să se oprească? Zi! Păi, singura soluție este să-l faci și pe el, bebe? Păi și cum fac asta? Că el e gigant acum. Trebuie să dai în el cu poțiunea asta? Ok, bine presupun, mamă, sper să iasă bine. Hai să dau cu poțiunea în el și... Ok, oh my god! Nu cred! Oh my... Tu... Oh, da, salut, Andrei, ce faci? Uite-te la el, ce mi-ai făcut? Uite-te la el, e bebe, bebelușu. Mă, ce-i asta? What? E un oraș mare rău. Exact, Andrei. Sunt în stare de șoc. Leșinez. Bă, Andrei, în momentul de față ești bebe și... Mamă, să-i zic? Vreau să fiu iar mare. Explică ce mi-ai făcut. Eu sunt în joc acum, trebuie să mă joc și sunt bebe. Oh my god. Mamă, parcă îmi pare puțin rău că l-am făcut bebe și pe el, dar Andrei... Nu știu cum să te anunț, dar... sabia e de jucărie acum, pentru că ești bebe, deci nu mai are niciun efect. Spune, vină după mine, Andrei. Mama, o să-i spun, n-am cum să nu-i spun. Andrei, vezi casa aia de acolo de sus? Gen, exact aia acolo, da, o vezi? Ok. Uită-te în ochii mei. Mă uit. Andrei... Am făcut o bază secretă la tine în casă, pentru că casa aia nu tu ai cumpărat-o, e efectiv baza mea secretă și... Minți? Eu am cumpărat-o, îmi amintesc perfect. Andrei, eu am trăit în casa ta fără ca tu să știi și te-am spionat și te-am urmărit și practic ți-am făcut-o. Doamne! Ce părere ai? Dar astea nu se fac, omule! Ce, mă, știai că nu ai voie aici și ai făcut asta? Da. Ce? Mă, ce? S-a supărat? Doar pentru că am făcut asta la el în casă? Băi, fraților, eu nu știu ce să spun. Oare chiar trebuia să se supere?